competiția spinerelor. În orașul Kaboom, orașul Super Thing, Sponge King se antrenează pentru ceva important. Aceste spinere sunt greu de folosit. Haide, rezistă, Sponge King! Nu este bine! Competiția spinerelor este într-o săptămână și tu va trebui să te confrunți cu... Marea competiție a spinerelor în arena de bătălie se va întâmpla foarte curând. Ultimask, ce crezi despre rivalul tău, Sponge King? Voi distruge lupta. Aceasta este promisiunea lui Ultimax pentru toți. Nu-l voi vrânge niciodată dacă nu învăț să controlez spinerele ca toți ceilalți. Toată săptămâna asta ce vei petrece învățând să controlezi spinerul. Vei învăța să-l controlezi chiar dacă nu vrei. Ok. Scuzați-mă. Hei! Haide, controlează-l cum trebuie. Și când dorm, e sigur? Da! Ai, ai, ai... Păi, mâine este competiția! Fii pregătit să dai ce ai mai bun! Da, antrenorule... Auci, auci! Pe tot cazumul! În arena luptelor, ziua bătăliei este aici. Bine ați venit în arena de luptă! Eu, Helix Five, voi comenta lupta și alături de mine l-avem pe... Pe mine, Oculus Max! Eroii și răufăcătorii s-au adunat aici pentru această ocazie! Acolo, în tribune, l-avem pe Mr. King, șeful răufăcătorilor! Astăzi le vom arăta acestor eroi cum se câștigă o competiție, chiar dacă trebuie să trișăm! Profesor Kelly, este gata dispozitivul? Este gata, șeful! Când concurenții răufăcători vor apăsa butonul, toate spinerele eroilor care funcționează își vor pierde din senin echilibrul! Deci vom câștiga! Excelent! Sigur nu poți să cobori de pe spinner, antrenorule? Foarte sigur, vom folosi fiecare secundă până la bătălie pentru a te antrena! Să începem cu prima luptă din seara asta! Cactubular versus Power Watch! Versus! Acum este momentul. Big Lava, apasă butonul de pe invenția profesorului K. Minunat! Răufăcătorii câștigă runda asta! Ce ciudat! Credeam că el va câștiga. Tu nu înveți nici măcar cu metoda mea! De data asta nu am fost eu! Ceva s-a întâmplat cu spinnerul meu exact când cactubular a căzut suspicios! Cred că ceva ciudat se întâmplă aici! Următoarea luptă este între Sponge King și Ultimask! Versus! Oh, nu! Lupta mea deja începe! Stai! Hei, cactubular! Mergi și investighează ce fac răufăcătorii în vestiare! Cred că trișează! Ok! Să înceapă lupta! Te voi distruge, Sponge King! Nu-l vei bate niciodată pe Ultimask! Vă vedea noi! Să mergem! Cu siguranță va cădea! Hei, opriți-vă acum, trișorilor! Nu, dispozitivul! Sunteți arestați pentru că ați trișat! Ce ciutat! Cum de nu ți-ai pierdut echilibrul până acum? Cred că trucurile tale au fost deja descoperite, Ultimask! Ce? De data asta va trebui să joci pe bune! M-am antrenat atât de mult încât echilibrul meu este perfect! Acum, ia asta! Ultimask se simte umilit! Cei trei participanți răufăcători au fost descalificați pentru că au trișat și Sponge King este câștigătorul! Final, blestemați să fiți eroi! Săracul Ultimask! Eram un mare fan! Mulțumesc, antrenorule! Cu metoda ta, echilibrul meu este perfect acum! Apleacă-te să-ți înmânezi medalia! Desigur! Păi, cred că încă mai trebuie să lucrăm la echilibru! Încă o săptămână fără să cobor de pe spinner! Nu! Abonează-te la canal și nu pierde următorul episod! Kazoom Power!